G2A, jocuri ieftine. Bleh! Am intrat pe Parcours Piramida, acea minunată hartă de parcurs pe care am început să o jucăm acum ceva timp și folosesc textura specială de Crăciun pe care am făcut-o și totul e atât de frumos. Copacii sunt albi, este zăpadă peste tot. Asta s-ar putea să-mi pună câteva probleme atunci când va trebui să mă chinui să-mi dau seama de unde Dumnezeule Mare ar trebui să sar, dar să sperăm că chestia asta nu se va întâmpla. Salut! Bine revenit la un nou minunat episod de Minecraft Parcours cu mine, gazda ta care era cât pe ce să pice în lavă. Știu că am zis că bam! O să fac live stream, că o să fie super mișto, dar nu aveam ce să filmez azi și am zis să filmez acest minunat episod de Minecraft Parkour. Te rog, lasă like. Te rog, lasă like. Este foarte greu să fac intro-urile, uneori nu mai am aer. Am nevoie de like-uri pentru aer, ok? Pentru că am găsit locul ăsta mișto, e un site gen dai like-uri și îți dă aer și... Wow, mamă, ce minciuni stupide. De ce nu pot să sar acolo? Este bug, dude. Fii antenă, fii antenă, da? Așa, uite, n-a mai fost bug. Ok, aici e super simplu. Și acum, care este schema pe care vrei să o fac? Unde, Dumnezeule Mare, vrei să mă duc? Măi, pe bune? Ok, e nimic aici. E ceva, dar nu e nimic. Și am acolo ăsta, dar... What? Oh, wait, trebuie să sar pe li... Ah, da, păi uite că trebuia să-mi folosesc ochii, desigur, dacă îmi foloseam ochii. Îmi dădeam seama de simplitudinea acelui task, să zicem așa, pentru că nu știu echivalentul în română. Și de ce ai pus apă aici? Vreau să știu și eu de ce ai pus apă, creator bulangiu de hartă, ca eu de fiecare dată când ratez săritura asta să trebuiască să merg pe apă. Sari pe chestia aia, nenorocitule! Ah, God damn it, dude! Într-o bună zi o să sparg tot ce e în jurul meu din cauza furiei pe care o am strânsă în mine de-a lungul timpului. Pe bune? Oh. Yes, a fost... Super fr... Nu mă... De ce mă pui să mă întorc? Ești serios? Oh my god, te urăsc atât de mult. Bun. Trebuie să ne întoarcem aparent. Asta nu prea-mi place, așa că haide să... facem așa. Apoi... așa? Ok, acum așa? Eu am crezut că acolo trebuie să mergem și acum trebuie să ne întoarcem. Dude, asta e cea mai stupidă chestie. Oh, e un sli- Oh my god, e un slime acolo. Era cât pe ce să sar de acolo așa și să nu am viteză să ajung până aici. Bun, dar să știi că până acum totul arată foarte bine, știi? Totul arată suficient de foarte bine. Poate acolo trebuie să sar, dar dacă sar acolo, după aia ce fac? Unde? Unde ar trebui să mă duc? Stai așa. Oh, oh, desigur, este bug vizual și trebuia să sare aici. Da, bug vizual la mine în creier, frate. Așa. Bun, și am ajuns până aici. Oh my god, te rog, spune-mi că e un checkpoint pe undeva. Oh my god, nu este, dar săritura aia a fost chiar foarte simplă. Este checkpoint aici? Cred că da, cred că am ajuns la un checkpoint. Nu-ți spune dacă ai ajuns la checkpoint sau nu, ceea ce este un pic cam stupid. Știi ce mă mai enervează pe mine? Că nu poți să sari pe gardul ăsta, da? Pentru că e chiar mai puțin de un bloc înălțime. E stupid, nu are logică, dar mă rog, lasă așa. Lasă așa că merge așa, nu era așa melodia. Lasă-o, măi, lasă-o. Lasă-o mă că merge așa, ne-am obișnuit cu ea. Bun, acum acolo, asta e destul de simplu și asta e o săritură cam grea, pe care am făcut-o, desigur. Uite, un nivel cu pietre de astea din The End. Mă, da, stai așa, sunt la nivelul cu numărul 18, am uitat că trebuie să ții tab ca să vezi la ce nivel ești. Da, desigur, nivelul cu numărul 18, locul în care nu știu unde ar trebui... A, stai așa că e cu șmecherie, fii antenă, da? Și sare aici. Gameplay, dude! E cu șmecherie, boss, nu trebuie să te impacientezi dacă nu-ți dai seama unde trebuie să sari, pentru că nimeni nu-și dă seama unde ar trebui să sară, bănuiesc aici. Și acum, oh my god! Oh, yes. Și acum... teoria mea ar fi că ar trebui să sară acolo și a... Da, nu e bine.
Nu e bine, pentru că... Oh, uite că la asta nu m-am gândit. Aici, desigur. Și acum acolo. Oh, da, oh, da, oh, da. Ah! Bun, și acum... Poate trebuie să cobor pe asta și să sar aici? Așa, gen? Așa, aici sus. Ok. Și acum cred că tocmai acolo sus? De, e atât de ciudat totul, sunt atât de confuz pentru că nu-mi dau seama. Astea sunt atât de stupide și atât de mari și atât de gigantice și... Oh, Doamne, am ajuns foarte sus. Ok, Oh, și acum pe aia. Aha. Oh, yes. Oh, no, era să... Am luat degetul de pe shift pentru o milisecundă și am crezut că cad în spate. Bun! Yay! Gameplay, desigur, desigur. Nivelul cu numărul 19. Oh, da. Da. Unde sunt? Dude, mi-am luat țeapă, nu e nimic aici. Oh, uite poza. Cu un pepe de Crăciun. Da, ce spuneam. Ok, aparent trebuie să... Oh, no. Oh, vrei să sar acolo în apă? Pentru că altceva nu cred că pot să fac decât să sar aici în apă și... Aici e ușa închisă, desigur, peste tot este ușa închisă. Ce sunt blocurile astea, gen portocalii, așa? Salvarea. A trecut atâta timp de când nu s-a mai auzit o salvare sau o poliție la mine în videouri încât a fost bug. Ui, unde? A, pe cactus și acum, da, desigur. Deci a fost atât de mult timp ultima oară când a trecut o salvare și acum a trecut una. Deci, like pentru salvare, oameni buni. Așa. Acum, hop. Hop. Joanna, give me hop. Joanna, give me hop. Joanna, baby, hop. Yes! Spit! Fuck! Found red what? Wait, what? De ce spune acolo că am găsit apă roșie? Cum vine chestia? Ai, e lavă! Ce e cu mesajul? Mesajul ăsta custom e de la hartă? Ci că am găsit apă roșie. Păi lasă-mă să-ți spun eu că apa roșie înseamnă sânge. Lava este ceva total diferit care este, foarte mișto și foarte periculoasă. Desigur că săritura aia este foarte na... Soală? Bun, ăsta e așa. Trebuie să apăs space foarte târziu. Uite ceva de genul ăsta. Așa, și așa, și așa. Și unde am căzut mai exact data trecută? Am sărit aici, asta știu. Am sărit acolo. Ok. Nu, sari pe... yes, ok, sunt safe. Nu sunt safe pentru că când am vrut să sar și eram în flăcări, m-a tras înapoi. I want to break free from your lies, I don't need you. I want to break free. Ceva de genul ăsta era. Am greșit probabil versurile, dar ce vrei. Eu nu mi-aduc aminte nici unde mi-am pus cheile. Da, poi altceva. Bun, ce drăguțe poze. E ceva pe aici, mă, ce putem să... Nu, aparent nu. Nu putem să deschidem absolut nimic. Dar am ajuns aici. Ceea ce înseamnă că acum... Oh, asta nu e bine. O să sar pe cactus. Apoi aici. Apoi aici. Apoi aici, apoi aici, apoi unde? Apoi pe aici. Oh, acolo, ok, fii atent aici. Săritura mileniului, n-ai văzut ceva mai complicat în viața ta? Oh, nu-mi zic că trebuie... Dude, nici măcar nu cred că pot să ajung până acolo, stai, ce? Trebuie să... Ok, o să încerc. Oh, ba da, pot. Gameplay! Acum bănuiesc aici. Ok. Așa. Și acum pe casă. Da, desigur. Nivelul cu numărul 20. Da. Bun, este foarte grea harta asta. Bănuiesc că ar trebui să sar pe slime-ul ăla și apoi o să ajung până aici. Apoi voi... Ce a fost...
E o vrăjitoare acolo. A fost odată o vrăjitoare și avea nasul foarte mare. Nu vreau să cad la vrăjitoare. Să râdă că eu nu am nasul mare ca ea și o să zică că haha, ești urât, când de fapt ea este urâtă. Da, este bullying ăsta și bullying-ul nu este ok, oameni buni. Dacă... Oh, God, bănuiesc că nu acolo trebuia să sar. Ah, oh, fuck, ce m-am speriat, m-a trăznit. Și acum... Și ce, să mă mai trăznească încă o dată? Hai să... Așa. Așa, was consumed by the pyramid. Dude, astea chiar sunt mesaje custom. Pentru că am murit la un moment dat din cauza gravitației. Dacă m-am izbit de pământ ca, de pământ ca fraierul. Și a zis că I hate pink has experienced gravity at its finest. Yay. Asta înseamnă că I hate pink a experimentat gravitația. Și practic e mișto și practic da, gravitație. Așa, bun, deci am înțeles, nu trebuie să sărim acolo. Păi atunci bănuiesc că tot pe slime, dar trebuie să ajungem până aici și acum level 21. Ce e aia? Ce a fost acea chestie care a apărut? A fost foarte înfricoșătoare. Trebuie să cobor jos pe apă. Câte sunt 100 de nivele? Eu sunt la nivelul cu numărul 21. Sunt 100 de nivele? Probabil că da. Yay. Oh, doamne, aici văd vidul. Oh, urăsc vidul. Vidul este foarte înfricoșător. Probabil ar trebui să... Oh. Probabil trebuia să sar pe... Cactus? Oh my God, ești serios? Trebuia să ajung pe cactus cumva, deci cred că... Uite așa. Yes, yes, ok, asta trebuia să fac. Bun, să știi că mă așteptam să fie parcă mai grea harta asta cu textura, dar să știi că nu e mare chestie, adică e zăpadă, zăpada e frumoasă și e destul de ușor să... Oh my God, chestia asta m-a speriat. Oh, oh Jesus, what? Dude, acolo trebuia să intru pentru că am intrat și acum m-am teleportat. Ce s-a auzit? S-a auzit cumva ceva? Am auzit un fel de... Cât timp, oh, cât timp vorbeam, s-ar putea să nu se fie auzit din căști și să se fie auzit din altă parte, dar nu-mi dau seama. Stai, ce? Stai, ce vrei să fac? Vrei să... Unde vrei să mă duc? Oh, acolo probabil că nu vrei să mă... Da. Ok, în direcția aia probabil. Stai așa că încerc iară. Deci, nu avem altceva ce să facem aici decât să intrăm în portal. Ne duce aici. Acum, mă rog, aici, că e destul de evident. Ok. Acum pe astea. Ok. Ok. Și acum pe casă? O, pe casă și... Oh, stai așa. Că asta are un pic de logică. De pe casă trebuie să ajung pe lianele alea. Dar asta pare un pic cam imposibil. Yes, 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 este perfect posibil. And pentru un game player ca mine, te rog, este foarte posibil pentru un game player ca mine. Așa. Bun, acum pe gardul ăsta și vreau să ajung într-un loc mai safe. Asta e problema mea, știi? Mi-e frică să nu pic și să pierd tot progresul ăsta frumos pe care l-am. Oh my God, aici nici nu pot să... Oh, ești pe bune? Oh, urăsc vidul atât de mult. Urăsc vidul atât de mult, dude, este înfricoșător. Și să te duci la gară. Știam eu că așa se va întâmpla. Oh, no, ok, hai că încercăm. Ajungem pe cactus, sărim aici. Stai așa, că acum cel puțin știu tot ce trebuie să fac și o să-mi ia foarte puțin timp. Da, fii antenă, sărim aici, sărim acilea. Intrăm în portal, de aici sărim acolo. A fost o parte foarte grea de care am trecut de prima dată. Vrei să vezi ce o să se întâmple acum? Voi muri încercând să sar pe liane. Parcă așa presimt eu că o să se întâmple. Cum am făcut? Am sărit de aici? Yes, 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 yes. Nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Ok, aici vine partea cu gardul. Așa, partea cu gardul e ok. Unde a fost problema mai exact? Am sărit până aici și nu trebuia să sar, trebuia să merg pe scară, bun.
Ok, alor, dar e bullshit-ul ăsta deasupra și eu trebuie să ajung acolo. Și problema ar fi că probabil trebuie să sar în ultima secundă. Ia, yes, asta e, asta e, ok. Bun, și unde vrei să mă mai duc aici? Un chest închis? Da, desigur, desigur, e o gaură acolo. Ah, yes, nivelul cu numărul 22. Bun, vom pune capăt acestui minunat episod de Minecraft Parkour aici, oameni buni. Am zis că o să fac un live stream, dar o să fac, promit că o să fac, dar nu acum, pentru că acum am vrut să fac un episod cu această hartă și o să ne revedem pe data viitoare. Pa!